Isteria din ultimele zile la capitolul schimburi valutare nu și-are rostul în Republica Moldova, cel puțin de asta ne asigură Banca Națională a Moldovei, care a făcut public un comunicat de presă în care susține că situația pe piața valutară din țara noastră este una normală. BNM dă asigurări că urmărește situația pe piața valutară și intervine prin vânzarea de valută către băncile licențiate pentru a le asigura cu lichidități. Menționăm că leul moldovenesc înregistrează în ultimul timp o depreciere față de principalele valute de referință, iar în ultimele zile au fost înregistrate maxime istorice.